Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție cu totul și cu totul specială a Punctului cu mine. România devine pe zi ce trece un balamuc în aer liber. Nimic nu mai pare a avea vreo logică. Rațiunea e doborâtă de isterie. Cumpătarea a fost aruncată la coșul de gunoi al istoriei. Greva din învățământ a ajuns în mic, un tablou al scelerării naționale. Anul școlar e aproape compromis. Elevii sunt ultima preocupare a beligeranților. Profesorii, în marea lor majoritate, n-au niciun gând să se întoarcă în clase. Catedra cam început să-i încurce. Prins cu chiloții în vine, în prag de rotativă și fără nicio autoritate, guvernul comite cedare după cedare. Și nimic nu mai mulțumește cadrele didactice. Nici măcar o ordonanță de urgență care dă de-a dura cu niște bani cu proveniență incertă. Liderii sindicale au cam început să pierdă încrederea populației și controlul maselor. Mulțimea cere sânge și bani. Opoziția bagă noua prin gard și suflă în jarul nestins. Așa că apar evident și suspiciunile de infiltrare și control politic. Capac peste toate, dat jos din avionul privat de lux și îngrețoșat că trebuie să stea de vorbă cu muritorii, profesorul de fizică înălțimea sa Klaus Werner Iohannis latră la foștii săi colegi ca la ultimii milogi care îi poluează aerul rarefiat. Și mai are un pic să-i afurisească în direct, că îi strică planurile de sejur exotic în fascinanta Africa. După care, ușor răcorit, se întoarce la actualii săi colegi, burjui îmbuibați și rupți de realitate de la summitul de la Bulboaca, să-și termine porția de smântână afumată cu icre de peștișorul de aur. Așa că, vrând nevrând, greva generală continuă. Dar, evident, după o bine meritată punte bugetară, că nu poți să te iei în piept cu autoritatea statului de ziua copilului sau pușchea pe limbă de rusali. Cât despre copii, Dumnezeu cu mila. Acestea fiind spuse, dați-mi voi să prezint invitații, să-l mulțumesc că stă alături de mine și să trecem la treabă. În studio, doamna Ramona Ioana Brunsels, lider al Partidului AUR. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc seara, că sunteți împreună cu noi. Bine ați venit. Generalul Eugen Bădăran, fost șef al statului major general al Armatei Române. Bună seara, domnul general, vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îl salut și pe domnul Cătălin Harnage, a fost director al Serviciului de Informații Externe și evident îi mulțumesc. Bună seara. Sale, bună seara, domnul Harnage. Nu în ultimul rând, prietenul și colegul meu Bogdan Chiriac. Bună seara, domnul Chiriac. Bună seara. Mulțumesc că sunteți împreună mulțumesc cu noi. Invitație. Se va alătura imediat și fostul ministru Ilan Laufer și avem legături în direct pe Skype cu oameni implicați în acest fenomen. Profesorul Anton Hader, bună seara, domnule profesor, cunoscut lider de sindicat al învățământului universitar. Bună seara, domnule, încă o dată vă mulțumesc. De asemenea, domnilor și domnilor, domnul Laviniu Lăcustă, lider sindical de asemenea. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumesc că sunteți împreună. Bună seara, plăcere. Și nu în ultimul rând, dați-mi voie să îl salut și pe celălalt domn profesor, dacă mă ajută cineva cu numele domniei sale, că am brusc o pierdere de memorie, aș fi fost aseară la mine în direct, domnul Sorin Țiprea. Vă mulțumesc mult, domnule profesor, și scuze pentru regretabila omisiune și pentru pauza de memorie. Vă mulțumesc tuturor că sunteți împreună cu noi în această seară. Hai să dăm drumul la treabă. Breaking news. Întreaga clasă politică a neglijat educația timp de 30 de ani. România nu-și mai poate permite să țină dascălii și elevii departe de școală. Oamenii să se întoarcă de marți la școală, fiindcă nu mai au pentru ce să facă grevă. Oamenii sunt cei care sunt suverani, oamenii au semnat pentru grevă generală, oamenii decid dacă ea încetează sau nu. Dacă liderii de sindicat național și județeni nu se înțeleg între ei, dascălii vor înțelege foarte bine acest semnal. Oamenii au semnat și au asumat prin semnătură declanșarea unei greve. Ei sunt cei care decid dacă încetează sau nu. Greva a durat un pic mult. De marți încolo, colegii noștri vor continua acțiunile de protest, ei fiind singuri în măsură să decidă altceva. Se pune întrebarea cine negociază pentru dascăli. În cazul în care, în baza tuturor angajamentelor luate de către guvern, se continuă protestul, nu vom mai putea să evităm consecințe de tipul reprogramare examene sau prelungirea an școlar. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale?
Bună întrebarea domnului Iohannis și apreciez concluzia domniei sale. Greva a durat un pic mult. Domnul Lăcustă, unul dintre liderii sindicali importanți de la București spunea într-o discuție că există riscul de pierdere a sprijinului populației și cel al pierderii controlului maselor. Simțiți că situația vă scapă de sub control și că, Doamne ferește pentru noastră, lumea se poate întoarce împotriva noastră? Nu este vorba de a se întoarce lumea împotriva cuiva. Deocamdată lumea s-a întors categoric, și când spun lumea, mă refer la angajații din învățământ, împotriva guvernului. Asta este o certitudine. Fără discuție, dar mai există lume în țara asta și cu excepția angajaților din educație. Eu la lumea elaltă mă refer. Dacă vă referiți la lumea cealaltă, nu putem ști care ar putea fi reacțiile în viitorul apropiat. Aș face însă o singură remarcă apropo de observația domnului președinte Klaus Iohannis. Nu noi am fost cei care am pus în pericol examenele naționale. Am spus în această perioadă de 2 săptămâni că guvernul are întreaga responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă și pentru posibila perturbare a organizării examenelor. Să nu uităm, puteau veni chiar din prima zi de grevă cu această ofertă. Care a fost sensul și logica să lase o țară întreagă, să stea 2 săptămâni, să aștepte o ofertă de la care puteam începe o discuție? După aproximativ 9 zile de, peste 9 zile de grevă generală, au venit cu oferta pe care o cunoaștem cu toții și pe care în acest moment noi o analizăm. Dar stați un pic, domn profesor, n-au venit doar cu o ofertă, că au venit cu o ofertă la pachet cu un act normativ pe care deja l-au aprobat și l-au publicat în monitor oficial. Adică starea de fapt este că ordonanța de urgență este în monitor oficial și produce efecte. Aveți dreptate. În ciuda faptului că noi am spus că respingem aceste majorări de 1000 de lei brut, ei au venit cu această ordonanță pentru a ne încerca să ne punem în fața unui fapt împlinit. Asta a fost ideea. Dar aș face o mică paranteză. Vă rog. Legat de ceea ce a spus domnul președinte Klaus Iohannis. Repet, nu noi suntem responsabili pentru problemele care au apărut. Ziceți dumneavoastră că nu sunteți responsabili, dar responsabilitatea este, dacă mă întrebați pe mine, și care m-a ferit Dumnezeu să am un copil la școală în perioada asta, e împărțită atât între dumneavoastră și guvernanți, pentru că până la urmă dumneavoastră sunteți în grevă generală. Ok, din cauza guvernanților, spuneți dumneavoastră, și nu contestă nimeni treaba asta, dar cei care țin blocată încheierea anului școlar, momentan sunteți dumneavoastră. Responsabilitatea, sigur, politică revine indiscutabil guvernului. Categoric. Ei au cunoscut toate aceste riscuri de care vă spuneam. Da. Prin urmare, acum, privind ceea ce s-a întâmplat în ultimele 2 săptămâni, putem veni clar cu niște concluzii. Este evident că puteam începe din acest punct. Lucrurile nu ar fi devenit atât de tensionate și probabil că discuțiile ar fi mers cu totul diferit. Au preferat să ne ofere, în schimb, vouchere, baloane și așa mai departe și acorduri. Noi ceream bani și salarii, ei ne ofereau vouchere, prime și acorduri. Ei, vedeți, din cauza acestui dezacord major de percepție, lucrurile s-au tensionat și am ajuns în punctul în care astăzi putem discuta o eventuală perturbare a examenelor naționale. Domnule Țiplea, sunt din ce în ce mai multe acuzații și la nivel central și în discuțiile informale și în cele oficiale între guvernanți și reprezentanții dumneavoastră la vârf de infiltrare politică a protestelor și de un eventual control al unor partide politice, al mișcărilor de stradă. Noastră simțiți ceva în acest sens sau aveți informații cu privire la, nu știu, încercarea de capitalizare a unor partide politice pe spinarea protestului dumneavoastră? Eu personal refuz să cred că există o astfel de încercare de deturnare a protestului nostru. Eu cel puțin nu am nicio informație în acest sens și de asemenea chiar nu cunosc absolut niciun partid politic, cel puțin la Vaslui, nu s-a întâmplat să avem o astfel de infiltrare. Dar cred că discuția din punctul meu de vedere pleacă într-o direcție greșită. În loc să ne concentrăm asupra rezolvării problemei sistemului, noi discutăm despre posibile capitalizări de imagine politică a unor partide politice probabil aflate în opoziție. Eu vreau să spun un lucru și dacă mi-ați permite să discut un pic tehnic, cred că nerezolvarea
acestui protest are la bază atât inabilitatea guvernului de a înțelege oferta, de a înțelege, dacă vreți, cerințele noastre, pe de o parte, inabilitatea guvernului de a-și prezenta în mod corespunzător toate ofertele, neînțelegând cine este publicul țintă, pentru că colegii noștri s-au inflamat inclusiv din modul în care au prezentat prima dată că dau vouchere, ca și cum am fi asistat social. De asemenea, este vorba și de o inabilitate a negociatorilor din partea sindicatelor și o spun răspicat, apropo de ce spuneați dumneavoastră, dacă avem și noi o responsabilitate. Da, avem o responsabilitate, trebuie să ne asumăm cu toții, dar pe de altă parte este vorba și de o inabilitate a negociatorilor din partea sindicatului de a se plia pe toate aceste frânturi de oferte pentru ca împreună cu guvernul să facă un pachet corespunzător care să corespundă cerințelor colegilor noștri. Mare adevăr greți. De asemenea, vreau să vă mai spun un lucru. Apropo de această ofertă de majorare salarială. Una dintre, și mă bucur că este domnul Hader și cred că nici dumnealui care a fost prezent la negocieri, și o spun în mod direct, chiar nu a înțeles care sunt cerințele noastre și mă întreb ce a negociat. Una dintre solicitările noastre care nu se găsește în ordonanța de urgență este tocmai legat de instituirea regulii de indexare a salariilor cu rata inflației. Atenție, este vorba de limba română. Noi doream, practic, ca în actul legislativ să se regăsească această normă așa cum se regăsește, de exemplu, în legea pensiilor. Adică, anual, trebuie să se indexeze salariile cu rata inflației. Acest lucru nu s-a înțeles, din păcate, nici măcar de către cei care au negociat din partea sindicatelor. Au mers cu o solicitare de 25%, eu vreau să fiu corect pentru că am făcut o analiză a întregului, domnule, întregului profesor, proces. Stați un pic, pe medie s-ar putea să iasă 25%. Numai la pentru salariu că, minim. Pentru că, nu, la salariul de debutant e mai mult, e spre 40%. E spre 30 ceva. 30 ceva nu, spre 40%. Domnul Ciudacu, îmi pare foarte rău, eu am făcut calculele. Un debutant care nu are nici dirigenție, creșterea salarială este de 23%. Vezi, acolo. Un profesor cu gradul didactic 1, cu peste 25 de ani vechime, care nu are dirigenție, nu are gradație de merit, nu are absolut nimic, creșterea salarială este de 13%. Domnule profesor, de acord cu dumneavoastră, vreți să vă dau contraargumentul și nu țin partea guvernului, că nu mi-e deloc simpatic. Dacă vă dădea Otova 25% la toți, decalajele creșteau și mai mult. Pentru că 25% la un salariu de debutant nu se compară cu 25% la un salariu de 20 sau 25 de ani vechime și cu gradele didactice luate. Și atunci decalajul dintre salariul cel mic și salariul cel mare, mă rog, în măsura în care ăla poate fi considerat mare, creștea. Eu mă gândesc că asta a fost logica. Mă scuzați că vă întrerup. Da, nu, ce problemă, hai să dialogăm. Eu nu am spus neapărat că această măsură de a da o sumă egală la bază este greșită. Eu nu am spus acest lucru. Eu doar spun că pe medie, nu ajungem la 25%, ba chiar suntem sub 20%. Categoric. Eu vreau să spun că, în mod normal, și fac un apel sincer, vă spun ca un profesor oarecare de rând, fac un apel atât la partea guvernamentală, cât și la negociatorii din partea sindicatelor. Trebuie găsită neapărat o soluție. Și am să vă spun un lucru. Da, stați un pic, asta cu trebuie, toată lumea zice că trebuie. Domn profesor, toată lumea zice că trebuie, dar nu se face. Iertați-mă, eu vă spun cât se poate de sincer. Dacă eu aș fi avut copilul acum într-un an terminal, la 8, a 12, a 13, habar n-am, ar fi avut de încheiat un ciclu, dat examene pentru liceu, pentru facultate, pentru orice altceva. Și în situația de astăzi, eu vă înjuram în egală măsură și pe dumneavoastră că nu vă întoarceți la catedră și pe guvernanți că nu găsesc o soluție să vă facă să vă întoarceți la catedră. Eu vreau să vă spun și spun întregii țări. Există suficiente elemente pe piață în momentul acesta pentru a găsi soluția. Eu vă spun că inclusiv apropo de legea salarizării, pe care noi o vrem într-o tranșă, guvernul a spus că o dă în trei tranșe.
Eu cred că ne putem întâlni undeva la mijloc. Și chiar cu cifre pot demonstra guvernului. Există deschidere de ambele părți. Mie mi se pare că niciuna dintre părți. Da, deschiderea este după terminarea mini-vacanței. După te, cum am spus și eu. Adică greva se oprește, începe mini-vacanța. Când ne întoarcem din mini-vacanță, ne întoarcem. Dacă o spuneam eu, eram acel răutăcios nenorocit care s-a aliat cu Dana Budeanu. Sunt de partea profesorului. Scuzați, negocierea, domnilor, negocierea trebuie să continue. Acest guvern aberant speră că va găsi bani băgând toată țara în full stop. Ca să spun așa. 5 zile la rând. Ați auzit vreodată în lume așa ceva? Da, în România. În alte ocazii. În afară de România, da. Păi da, normal. Stați un pic, domnul Chiriac, orice negociere bună să petrece după ce facem o punte. Domnule Hader, vin la dumneavoastră. Dar știți motivul? Care? Că lumea și luase bilete și rezervase și au plecat în mini-vacanță și nu mai aveau timp de grevă. Să știți că există și lideri sindicali care au plecat în mini-vacanță. Da, domnule, ne grevim după ce... Acum, dacă venim miercuri în mini-vacanță, o fi vreo supărare? Nu. Nu e nicio supărare. Vin dacă lucrez la stat, nu e nicio supărare. Vin la domnul Hader. Domn profesor, mi s-a părut mie sau domnul Iohannis v-a amenințat așa ușor, discret, cum știe domnia asta să facă? Față. A fost cam direct. Ce zici, da, arăți? Țare, cam cum deși permite... Da. Cine? Liderul de sindicat? Da. Mă rog, probabil s-ar fi așteptat ca acest conflict să se termine după ce am plecat de la domnia sa, dar ați văzut că acordul a fost refuzat de oameni, variantele de la Cotroceni au fost toate respinse și de atunci l-am întrebat și eu pe domnul președinte la întâlnirea de acolo. Și? Zic, de ce ați ieșit așa de târziu să ne sprijiniți? Că am zis, i-am cerut mereu să ne sprijine. Mi se pare că v-ați sprijinit, adică ați simțit că... Nu, i-am cerut să ne sprijine. V-am cerut de multe ori să ne sprijiniți. De ce n-ați venit să ne sprijiniți? Și nu mi-a răspuns. Adică după 8 ani de domnie, 8 ani și jumătate, a ieșit odată. Deci aici e problema. Că am spus că proiectul România Educată și acolo s-a vorbit mult despre se face mulți... Cu mulți bani. Domnule, proiectul România Educată este singura lege din lume care vrea să reformeze un domeniu fără să vorbească despre bani. Deci suntem în premieră mondială. După astea ale lui Chiriac, cum ne zice? Mini-vacanțele astea. Punți, domnul Chiriac le zice, guvernamental. Avem și legea care reformează un domeniu fără să vorbească de bani. S-a scos partea de salarizare, căci că noi facem totul din pat. Punem un român pe lună, dar nu dăm finanțarea. Zicem așa, am eu un proiect să punem un român pe lună. Exact. Înainte americanilor. Dar nu dăm bani. Păi nu dăm, dar e un proiect de reformare a spațiului lui Cosmic, absolut, până la urmă. Primul român pe lună. Da. Dar deci noi, liderii de sindicat, domnul Ciudac, mi-a spus așa, ai nevoie ca să faci o țară să funcționeze bine și în domeniul educației de trei lucruri. Ai nevoie de legislație și a spus, o avem, uite, zic, bine, o avem. Da, dracu, așa cum e, corectiv, am mai fost supărați că nu s-au luat în seamă toate solicitările. Dar asta este, democrație, s-a votat în Parlament. Resurse umane și resurse materiale. Și zic, astea cu de unde le luăm, domnule președinte? Că proiectul se va prăbuși, se va sufoca. Păi, resursele materiale, mi-a zis că vin bani frumoșei de la Uniunea Europeană și că... Într-o zi cu soare. A dat niște exemple acolo, dar la resursa umană, ce facem? Că nu vine nimeni important. Discutam până în emisiunea noastră cu cineva, ce, domne, ar trebui să nu ne dați bani la aia cu 2, cu 3. Păi dacă nu vine nimeni și avem, colegii vă pot spune, 800 de profesori care sunt cu ghilimele profesori, pentru că cică n-au decât liceu. Eu nici n-am crezut așa ceva până nu mi-au spus colegii de la preuniversitate. Stați un pic, n-au făcut liceu? Nu, doar liceu. Așa am înțeles. Au făcut liceu și aia sunt profesori? Da. E bine. E înlocuitor, domne. Țin și niște ore pe acolo. Așa mi-a zis domnul... Înlocuitor la comandă, ca să zicem așa. Domnul profesor, stați că mai vreau... Am văzut o declarație pe care ați făcut-o. E adevărat că ați primit amenințări care nu pot fi reproduse prin mesaje pe telefon și că v-ați adresat Serviciului Român de Informații? Foarte multe. Chiar și acum dinainte de a intra la dumneavoastră, că de ce acceptăm oferta? Păi oferta s-a făcut de către guvern. Ai vrut, n-ai vrut, ea funcționează de mâine sau de când intră un monitor oficial. Și ce ziceau? Nu știu, ce ziceau? Că vă ia gătuțul sau ce ziceau? Ziceți și mie pe limba mea. Ce ziceau amenințările alea? Că vă iau gătuțul, că vă aleargă familia? Deci, domnul Ciudacu, este atât de jignitoare
Acel om cred că este satana, domne, cum să-i vă spun. Nu, dar unul singur vă amenință? A, sunt mai mulți, vreo 3-4, dar hai să vedem dacă îi găsește cineva, păi pentru că unul mai are și poză. A, da? Adică fotografia, îi se vede. Păi, da. Și onor securitatea pe nou, ce zice? Că înțeleg că v-ați adresat oficial. Am dat, l-a verificat, poți să știi de unde e. Vă aștept și eu, probabil. Cu toată dragostea, dar de ce v-ați adresat la securitate și nu la miliție? Că păi nu știam la cine. Este de încredere, domnul Chiriac. Lumea are mai multă încredere în securitate decât în miliție. Vreți să vă răspund eu? Domnul Hader, dar erau amenințări să continuați greva sau da, să încetați greva? Să continuați? Da. Păi nu poți să știi cine e. Atenție! Eu când m-am dus la negocieri la Palatul Victoria, m-am întâlnit cu cei care sunt acolo. Și zice, cui să mă adresez? Păi ori la miliție, ori la poliție, ori la servicii. N-ai și mi-a dat pe cineva, un prieten, un cunoscut? Zic, păi să... A, așa v-au zis să ia de la guvern, dacă n-ai un prieten. Sună un prieten, e ca la Ianțu, la... Dom'le, m-a întrebat. Eu zic, păi dacă am și un prieten în domeniu și cunosc, nu se poate să lași mi-a dat și pe cineva cu care să lucreze. Și am zis unui prieten asta, deci nu eu... Care cred că are toate bunele intenții să descopere cine e. E senzație. Vă rog, rămâneți, domnule profesor, alături de noi și fac apelul pic la... Așa te ajută guvernul în fața unor amenințări. N-ai și tu un prieten? Zice, n-ai un prieten să te rezolvi. La miliție, la securitate, care pe unde e încadrată? Păi, dar nu eram fișa postului lor că mă amenință acolo. Eu în pauze mai discutam. Uite, mă amenință unul, mă amenință altul. Dar ce să mă duc? Dar n-am mai fost confruntat cu lichiria. Dar eu nu mă adresez nimănui, că... Nimeni tu n-ai încredere în instituțiile statului, asta te strică. Altfel îți spuiesc ca lumea, dar n-ai încredere în instituțiile statului. Păi, vedeți, ați spus cuvântul minune, încredere. Încrederea nu mai există în România și atunci ne mirăm că profesorii nu au încredere în ceea ce ne spune acum soții, guvernul. Soții și invers. Nu mai are nimeni încredere în nimic în România, exact. Din păcate. Hai să vă prezint un material absolut spectaculos, domnilor și domnilor. Profesorii români sunt la coada clasamentului european privind salariile, însă tot acolo se află și în privința orelor lucrate. Știu, o să mă înjure toată lumea, dar statistica e statistică. Concret, în majoritatea țărilor, salariile profesorilor sunt peste salariul mediu și se lucrează, atenție la mine, 40 de ore pe săptămână, nu 18 ore, ca profesorii români. Concediile sunt de 3 ori mai mici decât cele din România. Atenție, vorbim de orele pe care și unii și alții le petrec la catedră, ca să nu fie vorbe la proces. Raluca Curteanu are detalii și ne prezintă această statistică in extenso. Bună seara, Raluca, te ascultăm! Bună seara, Victor, bun găsit tuturor! În absolut toate țările europene, salariile profesorilor sunt peste salariul mediu din țara respectivă, însă în aproape toate țările, programul de lucru este de 40 de ore, cu foarte puține excepții, câteva țări care au doar 38 de ore, iar în ceea ce privește zilele libere de vacanță, dar plătite de stat, în aproape toate țările sunt cam 20 de zile. Haideți însă să luăm câteva exemple. Vecinii noștri bulgari au un salariu mediu la nivelul țării de 684 de dolari, în timp ce iată, profesorii câștigă 965 de dolari, însă muncesc 40 de ore pe săptămână și au 20 de zile de vacanță pe an. În Franța, un profesor câștigă cu 1000 de euro peste salariu mediu, lucrează 35 de ore pe săptămână și are 25 de zile de vacanță. În Germania, profesorii câștigă aproape 4000 de dolari pentru 40 de ore de lucru și 20 de zile de vacanță pe an. Și încheiem cu Polonia, unde întâlnim aceeași situație. Pentru 40 de ore de lucru pe săptămână, profesorul este plătit cu 1486 de dolari peste salariul mediu al țării. Haideți însă acum să vedem și ce se întâmplă în România. Profesorul român muncește 18 ore pe săptămână, are 62 de zile de vacanță, iar profesorul debutant câștigă în mână sub salariul mediu pe economie, adică 2400 de lei. Mulțumesc, domnul Raluca, pentru cine vrea statistica pentru toată Uniunea Europeană și Federația Rusă, domnul Chiriac, am eu tabelul în Excel. Ca acum ce să fie? Te-a închis la toți noastră. Nu se adaugă aici mini-vacanțele. Nu. Că am avut și sărbătorile legale alea plătite, date de guvern. De Rusalii, de ziua copilului, de ziua bătrânului, de ziua ostașului. Vă rog. Da. Cu tot respectul pentru analiza pe care ați făcut-o... N-am făcut-o, iertați-mă, există un barometru european al salariilor și al zilelor de muncă, de concediu și așa mai departe. Nu e invenția. Deci vorbim de o confuzie, atenție, norma de predare este ceea ce se cheamă timpul de lucru la clasă, iar norma de lucru
Este tot de 40 de ore și în România. Domn profesor, colega mea, Raluca Curteanu, a fost foarte clară și concretă. Dar, în țările la care facem referire se vorbește de timpul petrecut la școală. Nu există, domnul, nu există nicio țară, dacă îmi permiteți și mie, vă rog, nu există nicio țară în Uniunea Europeană în care un profesor să aibă 40 de ore în normă didactică. Nu există așa. Vorbim de timpul petrecut la școală, nu vorbim de norma didactică. Bănuiesc că la școală... Permiteți să intervii și eu, domnul Ciutacu. Vă rog, domnule profesor. Timpul petrecut la școală, dacă vreți, unde vreți dumneavoastră, în Germania, în Norvegia și așa mai departe, înseamnă inclusiv perioada în care cadrul didactic are birou în unitatea de învățământ și lucrează la pregătirea lecțiilor în biroul respectiv. Da. Bun, de acord cu dumneavoastră. Noi nu avem, înțeleg că ai noștri pentru că n-au birouri, lucrează la domiciliu. Da, iertați-mă. Dar cele 62, cele 62 de zile de concediu plătit la stat în comparație cu cele 20 și ceva, cum sună, domnilor profesori? Întreb și eu. Asta este organizarea pe care Ministerul Educației și Guvernul României a făcut-o. Da, nu bună organizare. Iertați-mă, la de trei ori mai mult, nu vă supărați pe mine. Uite, vreți să vă dau un exemplu? Salut și pe domnul Ilan Laufer, care a reușit să strecoare pe un trafic dramatic din București. Domnul Citac, mă spune, dacă păstrăm raportul... Da, stați un pic, stați-l că nu dumneavoastră v-ați dat singur. Salariul din România. Așa. Mai o secundă, dacă păstrăm raportul între salariul din Germania și salariul din România și facem raportul dintre zilele de concediu din România și zilele de concediu din Germania. Domn profesor, raportul se face între salariul mediu din Germania și salariul profesorului din Germania. 4.000 de euro. Dintre salariul mediu din România și salariul profesorului din România. Trăim momentan în România. Când o să avem economia Germaniei... Scuzați, 1.000 de dolari. Bun, stați un pic, eu n-am spus că câștigați mult, să ne înțelegem foarte bine. Eu v-am arătat comparativ niște date, România față de restul țărilor din ansamblu european din care facem cu toți parte. Și dacă vreți, vă dau un exemplu. Șocul vieții noastre ca părinți a fost când ne-a intrat copilul la facultate în străinătate, în Olanda, a intrat, nu l-am plasat, ca să ne înțelegem foarte bine, nici măcar n-a știut când a intrat, dar trecem peste micul amănunt de genul ăsta, că l-au anunțat că începe școala în august. Domnul Chiriac. Da. Și știți când s-a terminat școala? După primul an? În iulie. În iulie, da. Vreme de 4 ani de zile cât copilul nostru a fost student la o universitate de stat din Olanda. Atâta să lucreze, da. Concediu profesorilor și vacanța copiilor a fost de aproximativ o lună. 20 ceva de lucrătoare, mai puneți dumneavoastră weekendurile și aia a fost. Nu vă supărați, știu. La noi organizarea statală, domnule general, zice că ai 62 de zile lucrătoare. Nu știți ce înseamnă 62 de zile lucrătoare? Că dacă împărțim la 5 arzele ar focul, că așa, câte săptămâni sunt? 13 săptămâni, da? Să fac vreo 3 lunișoare? Să fac 3 luni, peste, 3. Cu mini-vacanțe. Da. Dar iară, nu e vina profesorului. Eu n-am spus că e vina profesorului. Dar, domnul Chiriac, când facem o analiză și o comparație... Dar asta e, parlamentul nu are tot 3 luni. Păi, am zis că e bine. Stai. Exact. Niciodată. Adică toți spunem această problemă. Când sunt în campanie, spun, domne, o să muncim. Vedem și noi la Parlamentul European, că pe ăștia îi vede toată lumea. Dar au luna august concediu. Da. Atât. În rest, sunt la muncă. Da. Ei, ai noștri sunt la muncă, da. Vă rog, domnul general. Situația este destul de complicată pe momentul ăsta. Da, este foarte complicată. Numai că... rădăcinile sunt undeva în spate și foarte adânci. Pe de o parte, toate generațiile mai tinere nu mai au respectul față de educator, indiferent cum se cheamă acest educator. Asta e una dintre marile probleme ale societății. Se cheamă profesor, așa este. Așa. În România, prin libertate, s-a înțeles în mod cu totul greșit bunul plac al fiecăruia dintre noi. De acord. Și în momentul în care vrei să faci o reglementare în educație, se găsesc
este cel puțin o categorie care nu este de acord cu acea reglementare. Într-o zi nu-s de acord profesorii, în altă zi nu-s de acord părinții, în altă zi nu-s de acord elevii, în altă zi nu-i de acord guvernul. Întotdeauna se găsește cineva care să nu fie de acord. Stați un pic. Dacă vreți, acum, n-am avut problema asta, nu. Ca să discutăm acum în concret aici. S-a început o negociere. La o negociere, întotdeauna se stabilesc limitele maxime și minime ale negocierii. De către ambii negociatori, nu numai de către unul. Ori, am văzut că reprezentanții profesorilor au avut doar limita maximă de negociat. Nu au avut o stabilită, o limită minimă. Da, băi, până unde pot coboră? Da. Guvernul a avut inițial numai o limită minimă de negociere. N-a spus, băi, mai mult de atât pot să mă duc până acolo. Ușor, ușor, guvernul a început să cedeze și a ajuns aproape la nivelul cererii maximale a profesorilor. Aproape. Da. Numai că în acest moment apare, așa zisa, lipsa de încredere. Că nimeni nu mai are încredere în instituțiile statului este un mare adevăr. Nu știu de ce Dar nu instituțiile statului sunt vinovate de acest lucru. Dar cine ci oamenii care le populează. Oamenii care le populează. Așa funcționează ele, instituțiile, cu oameni, până când să vină roboții. Exact. O să cunoașteți unul care le simțiți. Acești oameni care le populează. E de vină firma de la ușă sau cine e de vină? Acești oameni care populează instituțiile. Păi și oamenii s-a dus tot de alți oameni. Stați să vedem, cine i-a produs acești oameni? Școala Românească. Cine i-a produs? Școala Românească a produs acești oameni. Nu altcineva. Deci dacă avem rebuturi la guvern, sunt rebuturile sistemului educațional românesc. Dar nu școala e de vină, ci cei care i-au selectat și i-au adus și i-au plasat pe poziții. Poate politica de cadre e proastă, vorba domnului Brâncu. Care depășesc, de fapt, posibilitățile lor și calitățile. Dar poate astea sunt vârfurile. Da, vorba domnului Carnagea, dar poate astea sunt vârfurile. Sunt vârfurile, mai bun avem. Să ne ferească. Domnul Carnagea, face să râdem astea, sunt vârfurile. Uitați-vă la olimpici, domnule. Haideți să nu ducem în derizoriu totul. Sigur. Chiar ducem. Domn profesor, stați un pic, nu ducem în derizoriu. Dar eu vă dau o veste proastă. Olimpicul internațional la matematică Nicușor Dan este un dezastru administrativ. Asta nu-l face mai puțin olimpic internațional la matematică, dar tot un dezastru administrativ e. Faptul că ești olimpic internațional nu te face neapărat un bun minister. Domnule profesor, stă bine pe București. I-am făcut noi sondaje acum. Și stă bine pe București. Lumea e fericită. Păi vedeți, dar vedeți, și în cazul lui Nicușor Dan, de vină, sunt cele două partide care l-au sprijinit PNL și deci tot oameni. Pentru că n-ar fi trebuit să-și pună garanție numele și să-l voteze. Auziți, au și nume. Pentru că, au și nume, știți, pe bune, la momentul acela, sprijinul lor, a contat foarte mult PNL-ul și USR-ul. Dar stați un pic, că totuși să știți că guvernul face și lucruri pentru angajați. Spre exemplu, ne spunea zilele astea că bugetul nu permite creșteri mai semnificative de salarii și o face când ne referim la profesori. Dar tot guvernanții sunt cei care permite acordarea unor sporuri. Asta îi place lui domnul Chiriac, cu dedicație. Pentru, țineți-vă bine, domnul Chiriac, condiții vătămătoare pentru angajații guvernului. Sporul care ajung până la 2000 de lei. Lăsați-mă să vă citesc, asta e viața mea. Cel mai mare spor pentru condiții vătămătoare a fost încasat de un director din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Astfel, pentru această poziție, pe lângă salariul brut de aproape 14.000 de lei, s-a plătit și un spor de peste 2.400 de lei. Cam cât ia un debutant până să dea domnul Ciucă 1.000 de lei de alea. Un șef de birou a încasat un spor în valoare brută de 1.427 de lei. Un referent a primit, evident, cel mai mic spor pentru condiții vătămătoare acordat de Secretariatul General al Guvernului, doar 433 de lei. Guvernul României e un fel de
lumină așa de uraniu? Asta întreb. Tot în timp ce un consilier juridic debutant a încasat un spor în valoare de 681 de lei. Deci un consilier. Și acum, domnul Chiriac se referea la guvernul României ca la o mină de uraniu. Dat fiindcă domnul Laufer a trecut pe acolo în sediul guvernului, a fost ministru, era să ajungă și viceprim-ministru, dar nu a vrut soarta, să-l lase. Spuneți-mi, dom'le, acolo în curtea guvernului vă leargă lei, urși, tigri. De ce e nevoie de spor de condiții vătămătoare? Vă atacă apașii? Nu este. Dacă vreți, am să vorbesc și eu pe tema asta. Da, vă rog, domnule profesor, lăsați să spună domnul ministru. Care sunt obstacolele pe care le parcurge acolo cu riscul de a fi vătămat? Aceste spor de vătămare sau vătămătoare, din câte am văzut, le-au aproape toate ministerele. Bă, așa asta înseamnă că e normal? Nu, eu nu susțin acest lucru. Am mai citit că unii au spor de solicitare neuropsihică. Păi iertați-mă, mie de ce nu-mi dă nimeni, că primul pe care să debunească sunt eu. Și cititul înseamnă solicitare neuropsihică. Scrisul și cititul înseamnă... Da. Care lucrează în privat, ce sporuri mai trebuie să primească? Bun, dar... Problema, și să revenim puțin la subiect, este următoarea. Din 2021 și până în prezent, în mai puțin de 3 ani de zile, inflația adunată a depășit 30% în România. Domnule, am înțeles și o rezolvăm, o reglăm din sporuri. Nu neapărat că o reglăm din sporuri. Problema majoră în acest moment este, de fapt, că puterea de cumpărare în ultimii 3 ani de zile a suportat cea mai mare scădere pe care a avut-o de după Revoluție încoace. Asta este problema reală. Dumnezeu, dacă mai astăzi 1000 de lei, dar eu vă întreb, cât ar fi 600 de lei. Dacă angajatul... 20. Ia stați, bă, un pic. Asta e problema majoră a tuturor celor care primesc în acest moment salariu. Băi, moldovene, că ești la camera de la vedere. Bă, ție îți dă cineva spor de condiții vătămătoare și de solicitare neuropsihică aici, mă, la patron? Sunt un ciuta cu seară de seară. Adică aici e, și mă mai apucă pe mine pandaliile, mai urlu, mai sparg, mai fac urlu. Nu are legăturat mesele. Vedeți, domnul Ciutacu? Nu are legătură cu asta. Ce ziceți? Domnul Ciutacu, mă spuneți că... Imediat stați un pic, că domnul Hader vrea... Vă rog, domn profesor, spuneți-mi și mie care e condiția vătămătoare. La bun început vă putem spune că sectorul nostru educației este singurul dintre sectoare bugetare care nu are regulamentul de sporul pentru condiții vătămătoare. Ar fi trebuit să primim mulți dintre noi, nu e cazul meu, că predau rezistența materialelor, dar este cazul celor care lucrează pe cadavre, cu noxe, cu praf, cu radiații, fel de fel de... lucruri care le periclitează. Domn profesor, repet, ce dracu se întâmplă la Palatul Victoria în centrul capitalei vătămător? Eu credeam că vă referiți la noi. Că nu, eu vă citeam sporurile de la Secretariatul General al Guvernului. Vă spun eu ce se întâmplă. Ziceți, vine ursul panda. Aceste sporuri au început, dacă vă aduceți aminte cum s-au chemat ele inițial, s-a chemat spor de antenă și spor de ecran. Exact. Pentru cel care lucra cu calculatorul și pentru cel care avea o antenă pe clădire. 2023 încă să mai dau sporul de ăsta, da. Pentru că și-au dat seama în timp, băi, devenim ridicul. Și-au băgat condiții vătămătoare. Toată lumea acum lucrează pe calculator, deci nu mai putem vorbi de sporul de ecran. Toată lumea are antene, pe blocuri, pe stâlpi, pe așa. Nu mai putem vorbi. Nu mai spuneți că condiții vătămătoare. Fiecare om care ajunge în administrație și conduce un minister sau instituție sau agenție... Vrea să-și fidelizeze angajații. Și guvernul aprobă. Asta e problema. Atâta timp cât ai cadru legal să faci lucrul ăsta și nu vrei să-ți pierzi oamenii din subordine care vor să migreze la alte ministere și așa mai departe. Frumos ați vorbit, la alte ministere. La alte ministere, nu la privat, Doamne ferește. Eu am pățit lucrul ăsta când eram ministru. De acord cu noastră. Te uiți ce îți permite legea ca să rămân oamenii în minister și ție acolo. Vă dau un minister unde problemele se rezolvă pe loc, domnilor, nu ca la învățământ, nu cu negocieri lungi și mai mult decât atât, să și încheie totul cu o petrecere frumoasă. Breaking news. A fost petrecere cu lăutari, băuturi și mâncăruri fine, domnul Chiriac, asta e tot pentru noastră, țineți-vă bine, în parcarea Direcției Generale Anticorupție. Chiar în timpul protestelor sindicatelor din poliție. Instituția a împlinit recent 18 ani, la mulți ani să vă dea Dumnezeu, de la înființare, iar momentul a fost marcat cu o petrecere pe cinste organizată de chestorul Liviu Vasilescu, directorul general de la Anticorupție, fost șef al Poliției Române. Colegii de la TVR Info au mers la sediu de ghea, iar petrecăreții, deranjați de camerele de filmare,
care au venit în urma invitației adresate de Ghea, au trimis un jandarm să legitimeze jurnaliștii. Hai să vedem câteva imagini memorabile și să vedem despre cine e vorba în poveste. Evenimentul aniversar al DGA nu a fost anunțat presei. Când echipa TVR a ajuns la sediul direcției, poarta era larg deschisă pentru invitați. Apoi a fost închisă, iar ministrul de interne tocmai plecase. Nu a trecut mult timp și un jandarm a fost trimis să-i legitimeze pe jurnaliști. Marius Popescu, TVR, pare bine? Domnul Ternăcoc cu camera, spuneți-mi cu ce vă putem ajuta. Un buletin sau... Dar de ce presiune asta? Ce am făcut noi rău? Nu este nicio presiune. Am venit și la 18 ani de DGA. Un act de identitate să știu... Cum să nu? Nu este nimic ilegal. Păi și de-aia vă zic de ce vă schimbați. Sunt curios. Să știm cine cine ne primește. Între timp, în curte, pentru momentul aniversar, era întinsă masa. Un ofițer din spatele unui stâlp a verificat dacă se mai filmează din stradă. Tot în curte se afla și un grup de muzicieni care așteptau să plece. Unul dintre artiști care a plecat pe jos a răspuns la câteva întrebări. O acțiune de servici, pur și simplu. Cu mese întinse, știu că sunteți artist, de-aia a venit să vă întreb. Mi-am făcut datoria de artist și am plecat. Ați fost plătit sau a fost o prietenie? Absolut nicio. Am aflat că au fost muzicieni ai ansamblului Doina Alarmatei. Surse din DGA spun însă că nu toți angajații au avut acces la festivități, în prima parte cel puțin. Domnul Harnaja, deci sărbătoriții ăia angajații Direcției Generale Anticorupție, fără în funcție de conducere și probabil fără sporuri de vătămare, au fost ținuți înăuntru ca să nu deranjeze în orații oaspeți de parcare. Dure? Nu, da, îi întrebați ce căutau în curte. Deci au făcut în parcare, adică, mai țineți minte, știți? Ori fi desinfectat prin sediul. Canal pe care îl urmăresc ca orice intelectual care se respectă, Manele Vechi se cheamă, și când cântau aia regii noștri de astăzi, Adi cu Pilu Minune, Vali Vigelie și tot, când erau ei la debut, între blocuri, la nunți. Dar veneau unul șlapi, unul cu gipsul, unul cu... Așa au făcut de Ghea o petrecere, probabil sărbând încheierea negocierilor dintre profesori și guvern. Nu, că înțeles că la Ministerul de Interne s-a rezolvat rapid. Dintre poliție și guvern. Exact. Dar i-au rezolvat într-o oră. Într-o zi sau într-o oră. În cât timp au rezolvat? Într-o oră. Și-a făcut petrecere. Au împlinit 18 ani. Așa. Au căpătat dreptul de a cumpăra băuturi alcoolice. Corect, are dreptate un geasă să majori. Capacitate de plină de exercițiu? Da, da, asta așa? Se bea în curte, nu în sediu. Adică chiar așa, are totul. Dar nu poți să bei în sediu. Normal. Bei în parcare. Dar pe cel care le-a semnat curtea de înființare l-au chemat? Nu știu cine i-a înființat. Păi, ia, cine i-a înființat? Acum 18 ani? Da. Mai știu eu cine i-a înființat de Ghea. Viața i-a înființat. Cine? Viața, nevoia, necesitățile sociale. Am înțeles. Păi nu știu, ziceți-mi mie. Dar vă întreb, curtea nu e tot sediul instituției? Păi dacă era poarta deschisă, nu. E o legătură cu exteriorul. Păi și atunci de ce la percheziționat? Da, pentru că era poarta deschisă totuși. Erau primitori, n-aveau problemă de... Doar că te căutau la buletin. Da, muzicianul ăla parcă nu semăna cu unul din fanfara militară. Dar nu. Cred că au greșit de la TVR. Nu cred că erau... Că și Ministerul de Interne are ansamblu folcloric, dacă nu știați. Există o direcție. Au deschis porțile pentru că au vrut să transmită mesajul. Așa. Deci ei au umăr la umăr cu poporul. Corect. Deschis larg porțile și... Pentru... Nu intra oricine, intra numai cu invitație. Pentru cine nu știe, Direcția Generală Anticorupție este o structură, după cum îi spune și numele Anticorupție, aparținând Ministerului de Interne și este condusă de chestorul Vasilescu, fost șef al Poliției Române, căzut pe altarul negocierilor cu neamurile Lupian din biserica de la drumul Sării. Hai să vedem câteva imagini cu domnul Vasilescu să ne aducem mai. Lupian i-o fi chemat la petrecere, domnul Chiriac. Păi n-avea cum să nu-i cheme. Păi nu, dar... Păi acolo sunt. Dar violonistul ăla semăna cu...
Dar ce aveți spune cu interpreții? Că nu... Mi-a plăcut. Domnul de... director, e absolut în regulă. Omul a venit să cânte. Ce? Nu. Păi nu și a venit, a și spus eu, acțiune pe linie de sărba. Cântă și la multinaționale, cântă și la Direcția Generală Anticorupție. Am făcut treaba de artist, am plecat. Păi și nu e așa? Dacă omul e angajat al ministerului... Atunci ăștia, profesorii noștri, că sunt în direct oameni ăștia cinstiți, să nu se enerveze. Păi asta spun și eu. Domnule, tot statul. Deci asta parcă o fac la sfidare, domnule. Așa în partea asta. Ce, băi, profesorul, pentru voi n-avem. Pentru noi nu se poate. Dacă găsim la miliție, nici aia neavând, că la miliție nu au mai crescut de mult salariile, așa, nici aia neavând niște venituri absolut fabuloase, dar mai mult decât atât, trântim și o petrecere la vedere, frățioare. Au crescut și la tarom. Și ca să nu mai vorbim de măsurile luate în ultimele luni de zile. Haideți să ne amintim. Au crescut salariile la primari, la președinții consiliilor județene, da? Au crescut sumele forfetare la parlamentari. 7.500 de lei pe lună la fiecare parlamentar în plus față de ceea ce aveau. Domnule, da? Dar numai de aleși vă luați. De numiți nu vă luați. Hai să ne luăm și de subvenția către partidele politice, da? Care este cât este. Păi, și atunci, știți, dacă... Da, dar noi, spre deosebire de celelalte partide politice, noi returnăm banii românilor prin intermediul unor servicii medicale. Asta facem, nu ne-am atins de subvenție. Știți cu cât subvenționează Elveția presa, doamnă? Că totuși e ușor de dat așa cu noroi în zona asta. Dar și Franța o subvenționează. Peste 1 miliard de euro pe an și Franța la fel. Eu vreau să spun, nu spun că este greșit sau că nu este greșit. Eu spun că trebuie să avem priorități. Deci asta spuneți. În contextul în care profesorii ne spun acum că lor li se spune că nu există bani și că mărindu-le salariile, noi am declanșat un dezechilibru bugetar. Dar de ce nu tăiați subvenția la partidele politice pentru presă? Că sunteți în Parlament, partidul nostru. Păi, să știți că partidul nostru chiar a propus acest lucru. Numai că, așa după cum știți, cam toate inițiativele noastre sunt respinse. Presa să fie subvenționată doar de către ONG-uri și de trei granduri. Și de ambasada Statelor Unite ale Americii, dacă se poate. Dar eu vă propun... toată lumea acolo. Hai să subvenționăm numai așa. Bun, lăsăm subvenția pentru partidele politice. Presă, dacă... Nu, m-am dus către subvenția către partidele politice și către banii pe care ei îi folosesc pentru a-și face reclame, inclusiv pe rețelele sociale, pentru a spune ceea ce fac sau ar trebui să facă, că de făcut nu prea fac. Știți? Da, asta e o tema mea, a USR-ului, adică văd că... Păi, dar normal, dar vedeți, uite, domnul și domnul, iar mă înjură, ăsta e lui Tapalabăla, sau cum îl cheamă, de la publicația, nu mai știu dacă ASPF-ului sau Statelor Unite ale Americii. Domnul Dan Tapalabă, da. Să mă lămuresc, că am zis eu, uite cum se petrece alianța de opoziție aici și la mine în studio. Direct. Doamna Bruinsiuz de la AUR și cu domnul Chiriac de la USR sunt aproape simpatizați, păi normal. Mai ales că stă și în sectorul 1. Adică dumneavoastră intrați în partid direct la guvernare, domnul Chiriac. E șobolanul cât un pudel golofan. Aveți? E ca lumea la dumneavoastră? Beserie. Șobolanul e animal de companie la sector. Așa. Bun. Deci, uite așa se sudează și se cimentează. Păi dacă domnul Brunstel s-a dus fix în tema importantă a hashtag-ului în partea asta, deci păi asta un succes, da, adică dar să facem doare, așa. Ne doare pe toți până la urmă, deci pe toți cetățenii. Deci bani pentru profesori nu sunt din cauza subvenționării partidelor politice. Nu doar din acea cauză, și din cauza tuturor cheltuielilor nejustificate făcute de guvern, din cauza risipei extraordinare. Domnul, care există la nivelul să bugetului spuneți național. De doamna Intotero, care pleca 8 zile. Care pleacă și ea în Bali și așa. Leacă. Să studieze sistemul de educație din Bali 8 zile, da. Cu dita mai comisie parlamentară românească. Dumneavoastră, împreună cu domnul vicepremier Hunor Kelemen. Dar poate Parlamentul României... Dânsul e pe partea asta de cultură, educație. Și o spălăria, ce să mă... Dacă nu veți de la școala din Indonezia, unde să înveți? Dumneavoastră ați fost în Nusa Dua? Nu, ce? În Nusa Dua, unde se duc ei acolo. Nu. Nu. O localitate unde se petrece summiturile alea internaționale, unde se petrece turneul internațional de tenis ATP și, în general, pe Barosăneală. Ce frumos! Păi da! Și 10 zile. Păi și cum să refuzi asemenea oportunitate? Mai ales că vii învățat acolo. Și dacă n-ați aflat să deschideți și un consulat,
Tot acolo? Da. Dar știți de-aia câtă comunitate duc. În Bali nu s-a duat pentru cei 134 de români. Așa, 134. E rupere, deci la vot, la... Deci dacă oamenii aia n-au un consulat și n-a venit o delegație parlamentară românească acolo, înseamnă că sunt abandonați. Ultima oară când... Și eu sunt de partea noastră, domnule Brusel. Subvenția pentru partide trebuie tăiată. Că asta, din cauza asta, nu sunt bani pentru profesori. Ultima oară când am auzit eu de statul român în relație cu Bali și cu Indonezia, domnul Chiriac, e când a plecat avionul privat să-l aducă pe Popa de la FNI. Atât, de atunci n-am mai avut relații, cel puțin la vedere, cu Bali. Da, și atunci a fost jumate statul, vedeți, jumate privatul, jumate mogulul, da? Mai dosarul. Păi atâta s-a putut. Și ca să nu se mai ancheteze dosarul, s-a desfințat secția specială. Mi se pare cât se poate de firesc. Doamnelor și domnilor, luăm o extrem de scurtă pauză, după care revenim spectaculos, cum știm noi să o facem, și vă dezvăluim planul care aruncă în aer coaliția de guvernământ. Scenariile secrete din PSD și PNL. Cum va fi rupt guvernul? Semnalul dat de Statele Unite. Ce se întâmplă cu guvernul României? Iohannis a dat ordinul astăzi, domnilor. Ce au de făcut Rapid, Ciucă și Ciolacu? Și veți vedea și mișcarea diabolică a unui oligarh. Cum sfidează zeci de stat la un loc. Și o premieră de televiziune, interviu cu un robot cu sentimente. Și citesc din robotul sentimental: poți arăt furie, bucurie, confuzie sau tristețe? Și completez: mă enervează oamenii plini de ură. Vedeți, domnul Chiriac, că trebuie să vină un robot să ne spună treaba asta. Și cea mai mare temere pentru familia lui Becali, care sunt măsurile disperate pentru protecția ei, în doar câteva clipe rămâneți. Mergem.